Nu știu câți dintre voi se așteptau la seria asta, dar știți că am zis eu că de o serie surpriză, ei bine, uite aici, FCSB în FIFA 18. O să povestim cum a venit ideea, mai încolo, eu deja mi-am făcut cariera, știu că am vrut să vă arăt aici că există, avem Liga 1 Betano în FIFA 18, este un patch. Dacă vreți să facem un tutorial la patch-ul ăsta să vă arăt cum puteți juca și voi cu aceste ligi. Nu știu dacă este pentru varianta crăcuită, dar pentru cei care au cumpărat jocul o puteți face, pentru că eu am cumpărat jocul. Îmi pare rău dacă nu o să meargă, dar la 5.000 de like-uri o să fac un tutorial cum puteți să jucați și voi cu FC Steaua București sau cu Dinamo sau cu Gazmetan sau cu Poli Iași sau cu Craiova, oricare din aceste echipe. Vedeți că sunt aici toate echipele. Din păcate nu este varianta foarte, foarte updatată. Vedeți că este Poli Iași aici. Cine mai este și uite Concordia aici, Dacogetica, nu știu ce caută aici, dar aparent este în grupă, este un fel de Juventus, dacă mă uit eu la kituri, este Juventus București, Dinamo, FCSB, Gazmetan, Poliaș, ați văzut, Sepsi, Craiova, Viitorul și Voluntari. Cam asta este liga. Mai sunt aici niște ligi adăugate de acest patch. Norway, nu, Norway-ul era. Mai avem Grecia adăugată. Mai avem, hai să mă uit, China adăugată. Vedeți că este campionatul din China. Din Chile nu știu dacă era. Deci oricum mai sunt câteva echipe. Vedeți aici câteva ligi adăugate. Multe fețe noi. Dar nu este updatat. Așa că am zis eu că o să updatez, cum să zic, up to date, o să fie la zi toate transferurile. Dacă o să vină un nou update legat de patch, o să reîncepem seria de la capăt cu noile update-uri. Cei băieții de la GMR, habar n-am, GMP, cred că GMP, au făcut un patch, au zis că îl lansează săptămâna trecută și de-aia ziceam eu de seria surpriză, dar l-au amânat și din păcate a trebuit să iau patch-ul de la alții, dar oricum mi-a venit ideea asta și cred că sunteți super, super încântați să vedeți o serie cu FCSB, cu Steaua București, FC Steaua București, este sigla nouă, vedeți FCSB, din păcate nu este FC Steaua București, este FCSB, vedeți acolo în stânga Nicolae Dică. Bun, hai să vă arăt transferurile pe care le-am făcut la zi. Am scos toți jucătorii pe Budescu, pe Alibek, l-am adus pe Moruțan, am mai adus doi jucători, cum să zic eu, am trișat, mi-am permis și adus doi jucători pentru că bugetul este destul de limitat, avem undeva la 6 milioane bugetul. L-am adus pe Gardoș, care a jucat acum ceva timp la Steaua pentru că, nu știu, pur și simplu îmi place, și pe Sân Mărtean. Ia uite-l aici, 38 de ani pentru el, o bestie frate, 5 stele Wii-Fu, nu știu, pur și simplu am vrut să-l aduc. Vedeți că a venit și Ceac aici, l-avem și pe Arturo, noul fundaș al stelei, deci este totul oficial, Arturo care are 23 de ani și un foarte bun transfer pentru cei de la Steaua cu Arturo, sincer să fiu. Teixeira, Vlad, vedeți că nu prea sunt fețe. Cine are fețe? Hai să mă uit. Benzar are față. Vedeți aici. Știu că mai are Pintili, da? Și cam atâta din câte vedeți și cei de jos Sârmătean și cu Gardoș. Bun, de ce am download la această carieră? Pentru că eu deja făcusem transferul acesta și am deja niște jucători pe care eu vreau să iau. Vedeți aici foarte mulți jucători de care eu vreau să mă interesez. Faza asta în felul următor. Am aici câțiva jucători care deja s-au pensionat, să zicem așa, dar nu cred că pot să-i aduc. Uite, de exemplu, pe Martinez, mai am pe Nasri, pe care nu cred că credeam că pot să-i aduc gratis. Mai am pe tipul ăsta, Carlos Alberto. Sigur e ceva legendă, dar n-am auzit de ea. Xavi, din păcate, nu-l putem aduce. Ia să vedem ce mai avem. Martinez era super, super jucător. Și mai avem pe Nasri aici. Bun, vreau să vă zic de acum încolo, seria asta o să apară în fiecare zi dacă strângem 2500 de like-uri per episod. Dacă strângem în fiecare zi 2500 de like-uri, eu următoarea zi o să mai încarc câte un videoclip din această serie. Încă o chestie legată de seria asta, nu o să editez atât de mult.
Durează timp, vreau să termin cât mai repede și automat editatul mi-a foarte mult timp. Nu o să editez atât de mult, o să jucăm meciuri desigur, doar că o să mai și simulăm un meci per episod minim, episodul ăsta doar vreau să vă prezint, dar nu o să editez foarte mult, gen poate o să lăsăm unele meciuri needitate full. Vreau să scrieți în comentarii dacă sunteți ok, e ok faza asta cu needitatul, mie mi se pare acceptabilă. Până acum am editat în mare parte videoclipurile, gen să las doar fazele importante, dar vreau să scrieți în comentarii: bă frate, eu sunt de acord să nu editez, dar să fac episoade de 30 de minute. Am zis un exemplu, mie mi-ar plăcea să fac episoade de 30 de minute, de fără să le editez. Vedeți că am foarte mulți jucători aici și mulți foarte interesanți, dar din păcate nu știm multe despre ei. Noi suntem și aici într-un turneu amical pe care eu vreau să-l simulez și o să primim undeva la 4 milioane de euro dacă îl câștigăm și o să ne ajute banii ăștia. Prima zi văd că se încarcă mai greu și sunt foarte entuziasmat, frate, că pot să joc cu FC Steaua București în FIFA. Avem aici meci cu o echipă, nu pot să-i pronunț numele. Hai să simulăm după, să nu stăm pentru fiecare meci, pentru că în afară de a doua echipă nu am auzit de nimeni. Ia să vedem, ne-am calificat mai departe cu CF Reus. Bun, hai să vedem final scout report. Deci ne-au adus aici niște informații. Hai să mai stau pe aici. Am primit și un mail, nu contează. Bun. International așa. Cine s-a accidentat? S-a accidentat Benzar pentru 2 săptămâni. Asta nu e atât de rău, pentru că acum, da, uite, vedem că s-a întors Hakim, s-a întors Benzar, Daniel Benzar, s-au întors mulți jucători aici din împrumuturi. Avem și pentru ăla. Vreau să fac și ceva împrumuturi. Avem 2 oferte aici pentru Florinel Coman. Florin Coman, așa este în joc. Avem o ofertă de 1.800.000. Hai să-i facem o contraofertă, adică, ok, hai să vedem ceva mai apropiat de suma lui. Cum să zic eu, cred că așa e bine, ce ziceți, e ok așa suma? Adică, da, cred că se apropie. Ceva de genul ar face și Becali. Mama, am avea buget, dar doar dacă îmi dă atâta. Dacă nu îmi dă atâta, eu nu o să-l dau pe Florin Coman, din păcate. Hai să vedem ce zic. Adică, până la urmă, nu intenționez să-l dau neapărat, dar se înfurie. Ok, e pierderea ta, frate. Efectiv, avem și ofertă pentru Andrei Vlad de împrumut la Craiova. Nu vreau să fac chestia asta. Acum, ce vreau să fac, vreau să scot toate clauzele de reziliere, pentru că mă disperă când îmi pleacă un jucător fără să știu. Pleașcă, nu știu cine naiba ești, Pleașcă vrea să joace, l-avem și pe Lucian Filip. Bun, avem 7 milioane buget în momentul acesta. Vreau să mă uit și la squad hub-ul nostru, să vedem ce avem pe aici. Știți că este Bălgărădean în poartă, o să-i renoim contractul. Aoleu, era să-i dau release. Nu. Delegate renewal, ca să nu-l pierdem în sezonul următor. Ia să vedem. Andrei Vlad, stai că trebuie să-i văd aici clauza de reziliere. Îi dăm release renewal. Bun, perfect, nu mai are clauză. Să ne uităm și cine. Uite, Benzar mai are un an și pleacă și el. Vreau să-i dau aici delegate. În principal aș vrea să fac doar un sezon, să vedem dacă putem câștiga Europa League, pentru că suntem forțoși aici. Cine mai are? Momcilovic are nevoie aici de un delegate renewal. Dar știi ce? Momcilovic aș vrea să-l dau, pentru că e destul de bătrân. Hai să vedem ce mai are release clause. Are Stoica, știi ce să aibă, pentru că nu mă interesează. Mai are Denis Man, 8 milioane, în niciun caz, 8 milioane, mai punem un 0 eventual, dar cam așa. Bun, hai să vedem, care e cel mai scump jucător al nostru, ca să ne facem o idee. Cel mai scump jucător este Artur George,
De la, nu mai știu ce echipă, ceva din Portugalia. Dar oricum, după aia e Florin Tănase, Noere, ho-ho, la 30 de ani, 4,3 milioane de euro. Nu uităm cine mai pleacă sezonul ăsta, Sârmătean, Gardoș. Sunt câțiva care pleacă, uite și Pintili, o să lăsăm să plece pe Pintili. Îl mai avem pe Teixeira, Sârmătean, Gardoș, Daniel Benzar, Amorin. Ok, nu prea ne interesează jucătorii ăștia în momentul de față. De ce am mai ieșit de aici? Nu știu. Bun, ce aș vrea să vând? Aș vrea să-l vând pe Bălgărădean, nu pot. Pe Gardoș nu am intenția să-l vând. Planici, dacă o să primesc o ofertă bună pentru Planici, cred că o să-l dau. Pentru Momcilovici la fel, Moraes îmi place cât de cât, dau o să-l pun. Pentru Pintilii e destul de bătrân, 33 de ani, o să-l pun, dar nu intenționez să-l dau neapărat. Teixeira nu, în niciun caz nu-l dăm la 37 de ani, Sârmărtean acolo rămâne, Muruțan la fel, Daniel Benzar văd că este accidentat, Denisma nu, Bota, Coman, Tănase, cam asta este echipa, nu mai putem să vindem nimica. Acum, hai să vedem ce face meciul cu CFR Ras. Bune, dă și pentru Gabriel Deac. Hai să vedem pentru acest meci. Nici n-am făcut echipa, sincer să fiu. Joacă Muruțan acolo, trebuia să pun și eu pe Sârmărtean. Moraes ratează penalti, Momcilovici ia galben. Hai să vedem, Carbonel înscrie. Ah, nu prea bine. Nu vreau să pierdem, boys. Echipa! Echipa! Îmi place că sunt și numerele din realitate. Da, și aparent pierdem cu 2-1. Din păcate, asta este, am belit-o, nu mai facem rost de atâția bani. Ne vin aici foarte multe informații despre jucătorii pe care vrem să-i cumpărăm. Bun, cât ne-au mai venit? Ne-au mai venit 1 milion, ceea ce e foarte folositor. 1 milion, putem să facem un transfer de banii ăștia. Avem, vedeți aici, banii pe care, de care dispunem. Avem, pa, 7 milioane și 26 de mii la, deci foarte, foarte puțin. De aia l-am adus și pe Sârmărtean și pe Gardo și am zis, bă, îi aduc fie ce-o fi. Bun, primul și în primul rând avem nevoie de un portar, pentru că Bălgărădean, nu știu câți ani are, cred că 20 ceva, 26 pe acolo. Dar mă gândesc să aduc un portar fresh. Mă gândeam la Pereira, dar este destul de scump, dar nu știu ce OVR are. Vedeți că încă n-am aflat la toți OVR-ul. Ia stai, pot să dau undeva să văd între. Bun. Portarul mi se pare cel mai important acolo și un LB. Neapărat un LB trebuie să ne uităm. Avem două variante de LB. Care nu sunt așa ieftine. Cucurela, asta mi se pare interesant și cred că pe el o să mergem. Cucurela. Cucureia. Cucureia. De, cred că așa se pronunță. Cucureia. Cucureia. Bun, să scrieți în comentarii dacă Cucureia se pronunță, pentru că nu știu spaniolă. Dar cred că o să mergem pe un Zoho. Un Zoho care de la Deportivo și este 1.600.000. Nu vrem să-i plătim clauza de reziliere pentru că nu vrem să dăm atâția bani și am vrea să facem un schimb. O să încercăm să-l dăm pe Bălgrădean, care are 30 de ani și este cu un OVR mai mult decât el. Andrei Vlahovic, văd că are și el OVR-ul destul de mare, deci e interesant. Bălgrădean, îl punem pe Bălgrădean. Și ei ne mai cer încă 1.750.000. Bun. E o sumă bună, dar aș vrea să scot mai puțin, mai puțin, mai puțin, mai puțin. Hai, 1.200.000. Și acceptăm pentru 1.200.000, ceea ce e super, super bine, pentru un Zoho, un Zoho, Francis în Zoho, un Zoho, bun. O să-i dăm un delegate, să vedem ce salariu are el. Are 4 milioane salariu, nu cere mult, îmi place, îmi place și o să-i dăm aici un 7.600.000, să vedem dacă nu se enervează. O să-i dăm delegate pentru că deja m-am învățat cu faza cu Delegate. Ăștia doi sunt amândoi foarte scumpi. Vedeți că sunt 3 milioane și nu cred că are rost. În Zoho are 19 ani, o să evolueze destul de rapid. Și o să vedeți că o să crească. Îl mai avem și pe, cum îl cheamă, pe Andrei Vlad. Dar o să merg pe tânărul acesta. Aș putea să iau și ceva bătrân, dar nu. Eu zic că mergem pe în Zoho. Oricum nu o să avem probleme cu portarul, sunt 100% sigur. Hai să mai avansăm aici să vedem dacă primim ceva informații despre Zoho. Primim o ofertă pentru Lucian Filip și pentru Momcilovici. Ia să vedem mai. Momcilovici, avem 620.000 pentru Momcilovici de la, nu o să încerc să pronunț numele ăla,
620.000. O să încerc să scot mai mult. 680.000, încercăm așa. Și pentru Filip avem 760.000 de la Bolton. De la Bolton. Băi, Bolton, dacă am dat, nu știu, 850, ceva de genul, i-aș fi foarte mulțumit. Dacă nu ne oferă, o să acceptăm și așa, pentru că aș vrea să mai vând din mijlocaș. Pentru că am foarte, foarte mulți mijlocași. Uitați-vă câți am aici. Și pe Popescu l-am. Amorim, care cred că poate joacă. Da, poate să joace și el Camul. Mai avem pe Ceaca, Kim. Deci foarte mulți câmă acolo. Și oricum mai vreau să aduc ceva câmă. Deci o să fie folositor să-l dăm pe Filip. Avem și oferte pentru Moraes. O ofertă pentru Moraes. Nu vor să dea mai mult pentru Momcilovici. Păi dacă l-am dat pe Moraes. Și lăsăm pe Momcilovici și o să vină o nouă LB, eu zic că am face mult mai bine așa. Deci o să refuzăm oferta pentru Momcilovici, este foarte bun Momcilovici. Și o să acceptăm, de fapt nu o să acceptăm, o să-i dăm un delegate pentru Moraes. Nu prea îmi place atât de mult nu prea îmi place atât de mult de Moraes în viața reală, dar acum nu știi cum joacă în FIFA, mi se pare mult mai interesant. Momcilovici acceptă în Zoho pentru a venit la Steaua pentru 4 milioane, 4 milioane, auzi, 4.000 de euro aici și în Zoho este primul nostru transfer, îl dăm pe Bălăgrădean plus 1.200.000 în Zoho, ia să-l vedem aici, statusuri 6.5, oh, ce bun, ce bun, ce bun, are kinking-ul bun, are reflexele bune, handling-ul și diving-ul, deci diving-ul și cu reflexele le are mai mici, dar oricum putem să-l antrenăm, este tradițional, asta nu-mi place, nu-mi place că e tradițional, dar nu este o problemă atât de mare, este înalt, e tot ce trebuie, 19 ani pentru un Zoho și eu zic că este o afacere foarte bună, hai să facem cea mai bună echipă aici, ce mai stăm, Gardoș cu Arturo, Benzar pe dreapta, pe stânga o să vină noul LB, aici în mijloc, hai să vedem cum facem, Nedelcu cu Pintili. Pintili ar trebui să plece de acolo. O să jucăm și cu Tănase pe stânga. Mai avem și pe Coman, cu care putem juca acolo. Aici pe dreapta l-avem pe Teixeira și pe Man. O să joc cu Man clar titular, pentru că Man îmi place foarte, foarte mult. Și mi-a zis mulți că evoluează cam până la 82, ceva de genul, ceea ce e super, super tare. Uite, în dreapta, Francis, vine, ia uite pe Dică. Bine, Dică, primul nostru transfer, frate, hai. Moraes, te înțeleg, 1.800.000 pentru Moraes. Ho, 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 ce transfer ar fi ăsta. Bun, hai să vedem dacă primim banii aceștia și se înțelege Moraes cu Nottingham Forest. Avem și ofertă pentru Pintili de 310.000 de euro de la QPR. Asta ar fi un transfer foarte bun. Vezi că clubul zice între 185.000 și 270.000. Are 33 de ani, Pitili, dar e bun, frate, parcă nu l-aș da așa ușor, parcă nu l-aș da așa ușor. Voiam să văd ceva statistici, nu pot să văd ceva statistici? Nu cred că pot să văd. Nu știu, chiar nu știu ce să zic despre Pintili. O să-i dau un delegate aici și o să începem oferta de la 470 să nu se ducă mai jos de 285. O să-i dau un delegate acolo pentru că nu strică, nu strică, dar sunt destul de indecis. Pentru Filip s-au înțeles 820.000 pentru Filip. Da, aș vrea să-l dau. Are 27 de ani. M-ar tenta să-l păstrez, dar vreau să schimb ceva acolo. Îl dăm pe Filip. Putea să joace multe poziții, Filip. Asta este chestia. Dar acum ce să facem? Mai trebuie să scăpăm și de jucători. Vedem aici pentru Momcilovici. Am zis că nu-l mai dăm dacă pleacă Moraes. Bun. Și acum cred că o să ofertăm alt jucător. Moraes a vândut! Super, super, super Moraes. Du-te, frate meu. Iarăși ofertă pentru Momcilovici. Nu, toți 620. Nu, 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 nu o să-l dăm. Nu o să-l dăm și trebuie să-i scoatem clauza de reziliere pentru că nu vreau să le ia cineva cu milion. Dar de fapt dacă l-a luat cu milion cred că ar fi super afacere dacă stau să mă gândesc acum. Bun, Momcilovici acolo pe stânga. Hai să ne uităm la un nou transfer. De cât timp filmăm, filmăm de 20 de minute. Hai să ne uităm la un nou transfer, adică un LB. Un LB bun ar fi Kinkenzo sau Cucurea.
Foarte grea decizia, pentru că... A, de fapt nu e foarte grea. Asta are 69, asta are 68 și ăsta e mult mai tânăr cu un an. Are și salariul mult mai mic, deci clar o să mergem pe Cucurea. Hai să vedem. Approach to buy, nu vrem să-i plătim clauza, pentru că la fel o să dăm prea mult. Clauza de obicei se plătește după un an sau ceva de genul, ca să-i scoși tu profit, gen ăsta e 3 milioane clauza, el poate să coste 10 după un an sau 2. Hai să vedem. Putem să-i oferim ceva? Nu. Midfielders? Avem destul de mulți, vedeți că avem foarte mulți midfielders, Moruțan. Uite, aș putea să-l dau pe Hakim dacă-l vrea, ia să vedem, îl vrea pe Hakim, nu-l vrea pe Hakim. Vreau un goalkeeper, dar nu am așa ceva. L-am pe Vlad și pe Onzoho, așa că o să-i dau fix cât costă el. Pentru că știu că parcă mai are 12 luni din contract sau ceva de genul. Bun, vrea 1.800.000. Hai să încercăm o schemă. Ce ziceți de asta? N-a făcut-o bine. Acum vrea mai mult. 1800, te rog, nu-mi cere mai mult, că nu am, chiar nu am să-ți dau. Uite așa, te rog, lasă-mă așa. Nu, e bug-ul ăla, frate, e bug-ul ăla. Și dacă... Dacă vezi că crește oferta, el o să crească în continuare până o să-i dai. Deci aparent am pierdut un jucător, dar nu e problemă că o să-l ofertăm iară. Avem aici pe Carlos Alberto, care mi se pare foarte interesant. Adică nici nu știu multe despre el. Hai să ne uităm și la el ceva, la statistici. Găsesc eu pe aici cumva. Hai să-l caut. Carlos Alberto. Ia uite-l, Alberto. Hai să vedem, are câți ani are? Are 33 de ani, destul de bătrân, accelerația bună, shoot unde e shoot finishing, dar change view, nu prea mă ajută chestia asta, voiam să văd și eu mai mult, dar din păcate nu pot. Hai să mai avansăm pentru, avem meci cu Sepsi, OSK, hai să vedem, ăsta e echipa, să-l bag pe... Pe... Cum îl cheamă? Pe Popescu? Sau pot să-l pac pe Texiira aici? Da, pot să-l pac pe Texiira. Și în față să băgăm pe Moruțan. Moruțan îmi place, care are overall foarte mic și nu prea e foarte realist. Hai să vedem ce facem în primul nostru meci cu Sepsi. Sepsi nu este o echipă atât de bună, deci nu trebuie să ne facem foarte multe probleme. Ia să vedem, bă, sincer... Dumbravă parcă am auzit de și de Ginga. 1-1. Nedelcu înscrie și el. Fulop înscrie și el. Ce nume este ăsta? Fulop. Bun. Așteptăm. Și ce se întâmplă? Echipă, nu facem egal cu Sepsi, nu? Echipă, Tănase Noire. Da, erau în vacanță. Da, se culcau. Bun, facem egal cu Sepsi. Aoleu, doamne, s-a vândut Filip și-au retras pentru Pintili oferta. Bă, poate era bine să-l dăm și pe Pintili. Avem 10 milioane de euro. Oh, super, super, super. Deci putem să luăm acolo niște jucători bombă. Bun. Avem iarăși ofertă pentru Momcilovici, nu o să acceptăm, dar fraților, vreau să vă zic că atâta este pentru acest clip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Scrieți-mi în comentarii pe cine vreți să mai aduc sau dacă aveți ceva sugestii de jucători sau dacă vreți să vindem pe cineva. Bă, frate, uite, vinde-l pe X, vinde-l pe Y, ca să iei un ban. Nu-mi place de Y, vezi că nu e bun așa, vinde-l pe ăla sau ceva de genul. Vă le aștept în comentarii. Bun. Eu am fost Sinner și eu am salutat. Pa, pa.